Liberal democratul Vlad Filat a rămas fără imunitate. Pentru asta au votat 79 de deputați din totalul de 101. Procurorul general al Republicii Moldova, Corneliu Gurin, a cerut ridicarea imunității lui Vlad Filat pentru că acesta să fie tras la răspundere în cazul fraudelor bancare. Republica Moldova este controlată de Vlad Plahotniuc. Cât Plahotniuc va fi în viața publică, țara asta nu are viitor. Iertați-mă! Așa a comentat președintele PLDM Vlad Filat la solicitarea de ridicare a imunității. În calitate de cetățean, o să contribui la mersul anchetei și voi încerca, în speranța că va fi un proces echitabil și corect, dacă pot să sper că acest lucru este posibil în țara noastră, deocamdată, să-mi demonstrez nevinovăția, dar încă un lucru sper foarte mult, că jertfa care se aduce astăzi pe altar și o accept, va duce, dar de această dată va duce clar la destrămarea acestui sistem odios care duce la putrefacție țara în care trăim noi. Dacă până de odinioară spuneam că alegerile anticipate pentru Republica Moldova sunt unele nedorite, acum pot să vă spun cu certitudine că oamenii trebuie să aleagă. Oamenii trebuie să aleagă dintre ceea ce este și ceea ce își doresc ei. Vlad Filat a comparat situația de pe 15 octombrie cu cea din 22 aprilie 2013, când Curtea Constituțională i-a interzis să dețină mandatul de premier. Filat a sugerat în plenul Parlamentului că exista o înțelegere cu PDM ca procurorul general să-și dea demisia, dar scenariul a fost schimbat. Avem stat care nu are instituții. Sunt mult mai slabe decât au fost când am preluat noi aceste instituții. În cadrul unei dictaturi a unei persoane, dar unei persoane cel puțin politice, nu vă fac compliment, și care a mers și a obținut mandat în fața cetățenilor, dar a nu a unei persoane pe care ați născut-o și ați crescut-o, domnule Voronin, dumneavoastră personal. Iar noi i-am oferit posibilitatea să conduc tot în țara asta. Eu nu vreau acum să merg mai departe cu multe detalii. Eu cel puțin să știți că o să scriu dacă nu o să pot să vorbesc. Spuneam într-un interviu mai devreme că în momentul în care o să vorbesc o să sară în aer tot sistemul ăsta politic din Republica Moldova și poate a venit timpul să sară în aibii odată în aer și să construim ceva sănătos, funcțional, nu cinic și fățarnic, deoționale și târguri pe la spate pentru funcții și inclusiv târg pentru acest scenariu ticălos. Vicepreședintele Partidului Democrat Vlad Plahotniuc nu a comentat acuzațiile aduse de Vlad Filat. La final, Filat a declarat că conducerea Partidului Liberal Democrat va fi preluată de Valeriu Streleț.